În căutarea unor soluții pentru situația în care numărul de persoane infectate va crește, am găsit de cuviință să apelăm la centrele din jurul județului și printr-o adresă către CNCCI ni s-au repartizat suplimentar 20 de locuri la Brăila și 30 la Râmnicu Sărat, la Spitalul Suport COVID Râmnicu Sărat. Și în acest sens ne-am propus ca persoanele asimptomatice sau eventual cele cu afecțiuni foarte ușoare să fie transferați, astfel încât persoanele cu probleme grave să își găsească rezolvarea la spitalul de infecțioase sau la spitalul suport adjunct. Am înțeles că unii dintre ei nu prea ar vrea să părăsească unitatea. E adevărat, este dreptul dumnealor, sub semnătură privată, au înscris în foile de observații refuzul de a fi transferați. Este opțiunea dumnealor, o respectăm și căutăm soluții în continuare. Care ar fi în momentul de față situația? Situația este una de acalmie momentan, ceea ce ne permite să lăsăm lucrurile să se așeze în matca lor ușor și probabil că atunci când vom fi forțați de situație, când numărul va exploda, ca urmare a evenimentelor de la sărbătorile de Paști, și iată mai puțin și se împlinesc 10-14 zile, vom fi nevoiți să apelăm și la aceste rezerve de spații.